Iubiți frați și surori, cu ajutorul Domnului și în această zi, continuăm împreună să citim Sfânta Scriptură. Din cele patru pasaje programate pentru ziua de astăzi, am ales să vorbim despre Psalmul 56. Acest psalm a fost scris de David când se afla în Gat, fugit de împăratul Saul. Încercați să vă imaginați situația în care David, omul după inima lui Dumnezeu, se afla. Era arestat și întemnițat, un prizonier într-o țară străină, în patria vrăjmașilor poporului său. Filistenii erau plini de bucurie, au pus mâna pe tânărul care l-omorâse pe Goliat, eroul lor, și le cauzase o înfrângere cumplită în Valea Terebinților. Deși viața lui era pusă în pericol, David se simte îmbărbătat, cugetând la îndurarea și bunăvoința și la puterea lui Dumnezeu. Uitându-ne cu atenție în acest psalm, putem observa o expresie care se repete de câteva ori și anume, mă încred în Dumnezeu. Aceasta ne arată credința puternică pe care David o avea în Dumnezeu, chiar dacă l-a cuprins teama și îngrijorarea datorită situației în care era. Asemenea lui David, viața fiecăruia dintre noi este plină de situații care depășesc puterea noastră limitată, de împrejurări care ne scapă de sub control. Apare încercarea, suferința, durerea, necazul și simți cum totul în jurul tău se clatină, realizând că ceea ce spune Psalmul 34:19 este o realitate. De multe ori vine nenorocirea peste cel neprihănit. Statutul de copii al lui Dumnezeu nu ne scutește de încercări. Drumul spre împărăția lui Dumnezeu trece prin suferință, lacrimi, durere, însuși Mântuitorul Iisus Hristos a spus, în lume veți avea necazuri. El nu a promis niciodată că vom scăpa de necaz, dar ne-a promis că în mijlocul necazului va fi alături de noi. Ce ar trebui să facă un copil al lui Dumnezeu în asemenea situații, când dintr-o dată tabloul vieții se schimbă, apare teama și îngrijorarea datorită situațiilor prin care trecem? Cu siguranță, asemenea lui David, trebuie fiecare dintre noi să ne punem toată încrederea în Dumnezeu. Dar oare ce avem de făcut pentru a avea o încredere neclintită în Dumnezeu? Mai întâi de toate, ar trebui să credem în suveranitatea lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre suveranitatea lui Dumnezeu, ne referim mai întâi la poziție, adică Dumnezeu este ființa care conduce universul, apoi la putere, adică Dumnezeu are puterea absolută în univers. Spunea cineva, a recunoaște că Dumnezeu este suveran, înseamnă a declara că Dumnezeu este Dumnezeu. Să crezi că El este suveran înseamnă să crezi că El deține controlul, că toate se clatină, apar temeri și îngrijorări, să poți sta liniștit pentru că Dumnezeu deține controlul, El nu este luat prin surprindere de ceea ce ni se întâmplă nouă. David a înțeles lucrul acesta. Știa că Dumnezeu este Cel care numără pașii vieții lui de pribeag. Nu se teme de ce pot să-i facă oamenii, pentru că deasupra tuturor îl vedea pe Dumnezeu. La fel ar trebui să înțelegem și noi că Dumnezeu în suveranitatea Lui controlează toate circumstanțele vieții și nimic nu se întâmplă fără voia Lui. Aceasta va întări credința noastră în Dumnezeu. În al doilea rând, pentru a avea o încredere neclintită în Dumnezeu, trebuie să ne închinăm înaintea Lui. Vedeți, pare atât de ușor să te închini înaintea Lui Dumnezeu când toate merg bine în viață. Să citești Scriptura, să te rogi, să lauzi, să meditezi la cuvântul Său, să participi la programele bisericii, să slujești. De fapt, prin închinare nu facem altceva decât să-L glorificăm pe Dumnezeu, să-L înălțăm, să ne arătăm lealitatea și admirația față de El. Dar când lucrurile se schimbă în viață și apar probleme de sănătate, încercări și suferință peste noi și familiile noastre, oare mai avem dorințe de închinare înaintea lui Dumnezeu? Vă amintiți de omul lui Dumnezeu Iov? În sala tronului din cer, Dumnezeu se laudă în fața diavolului cu Iov. Și-l găsim în suferință. Și-a pierdut Iov copiii, averea și sănătatea, dar totuși Iov l-a binecuvântat pe Dumnezeu și s-a închinat. Aceasta înseamnă că omul acesta a înțeles că închinarea nu este legată de etapa de viață prin care treci, ci închinarea este legată de o întâlnire cu Dumnezeu. David a înțeles și el lucrul acesta. Îl găsim aici închinându-se înaintea lui Dumnezeu, venind cu laudă și mulțumire. Este foarte importantă închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu, indiferent de ceea ce ne oferă viața. Aceasta va întări credința noastră. Iar în al treilea rând, pentru a avea o încredere neclintită în Dumnezeu, trebuie să acceptăm planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Fiecare din noi suntem mulțumitori și bucuroși înaintea lui Dumnezeu când totul merge bine și Dumnezeu revarsă binecuvântările sale peste viețile noastre. E ușor să accepți binele în viață și să afirmi că acesta este planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Dar când din perspectiva noastră lucrurile nu merg bine, datorită suferințelor și încercărilor, oare se poate să le acceptăm și pe acestea? A accepta înseamnă a avea acea atitudine interioară care să nu se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, ci să accepți că Dumnezeu în tot ce face are un plan pentru viața ta, chiar dacă nu înțelegi. David a acceptat,
deși era hărțuit, amenințat și urmărit de oameni, știa că Dumnezeu este partea lui de moștenire și are un plan cu privire la el. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Romani 8:28. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Trebuie și noi să înțelegem și să acceptăm lucrul acesta, astfel se va întări credința noastră. Psalmul 56 îl prezintă pe David, omul care și-a pus încrederea în Dumnezeu. Ce presupune aceasta? Să crezi în suveranitatea Lui, să te închini înaintea Lui, să accepți planul Lui pentru viața ta. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și să ne ajute în orice vreme să avem o credință puternică în El. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.